În urmă cu o lună se vehicula că la conducerea Clubului Sportiv Școlar 1 Constanța va fi numit asistent universitar dr. Adrian Georgescu de la Clubul Sportiv Școlar Megidia, iar în locul acestuia urma să vină profesorul Ionuț Deliorga, antrenor de handbal, arbitru internațional și titular de educație fizică la Liceul Teoretic Dragomir Hurmuzescu. Însă lucrurile nu au rămas așa. Noul an școlar este pe cale să înceapă și s-au produs schimbări de ultim moment. CSS 1 are un nou director, dar în locul Cristian Anei Costara a venit Nicoleta Copoiu, care a fost numită de către inspectorat. Aceasta a fost sportivă de performanță la CSS1 Constanța, unde a practicat timp de 12 ani gimnastică ritmică, iar în anul 2005 a venit la catedră ca profesor. În vederea ocupării locurilor la catedră, Copoiu a menționat faptul că Dana Sofronie și Constantin Alexe sunt așteptați să termine cu examenul de suplinire, organizat de către inspectorat pentru posturile de la catedrele de gimnastică, respectiv de volei.